Deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Marcu, citim cuvântul Domnului de la versetul 4, rămânem în spiritul sărbătorii de azi, de la versetul 4 la versetul 10 inclusiv. Ucenicii s-au dus, au găsit măgărușul legat afară lângă o ușă, la cotitura drumului și l-au dezlegat. Unii din cei ce stăteau acolo le-au zis: ce faceți? De ce dezlegați măgărușul acesta? Ei au răspuns cum le poruncise Iisus și i-au lăsat să plece. Au adus măgărușul la Iisus și au aruncat hainele pe el și Iisus a încălecat pe el. Mulți oameni își așterneau hainele pe drum, iar alții presărau ramuri pe care le tăiaseră de pe câmp. Cei ce mergeau înainte și cei ce veneau după Iisus strigau: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Binecuvântat este împărăția care vine, împărăția părintelui nostru David. Osana în cerurile preanalte. Amin, amin. Vă invit respectos să reocupați locurile. Ne bucurăm înaintea Domnului de sărbătoarea zilei. Ne bucurăm de vremea frumoasă de afară. După cum ați observat, am trecut din iarnă în vară, dintr-o dată, că așa se întâmplă foarte des în Arizona. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că trăim într-o zonă frumoasă a lumii. Mulțumim lui Dumnezeu că anul acesta, datorită ploilor abundente și zăpezii care a căzut parcă peste măsură în record, dealurile și câmpiile și văile acestea sunt înflorite. Ați observat, când mergeți prin oraș, când veniți la biserică, atunci când vă apropiați, și aici, în zona noastră, unde vara e cam totul uscat, e floare, e o câmpie, e o plăcere. Te delectezi când privești. Și când începe o zi în felul acesta cu soare care strălucește, cu cer senin și cu dealuri și câmpii înflorite și vii la casa Domnului și te întâlnești cu copiii lui Dumnezeu și te pleci înaintea celui preanalt care te-a mântuit, care ți-a făcut bine, cum să nu te bucuri? Cum să nu dai slavă lui Dumnezeu? Și în seara aceasta zicem încă o dată: binecuvântat să fie Domnul! Ne bucurăm de sărbătoarea zilei, ne bucurăm de cuvântul vieții. Ne bucurăm de ce Domnul a dat dimineață și de tot ce Domnul ne-a dat și în seara aceasta. Ați observat o perspectivă frumoasă și interesantă adusă de fratele Roberto prin cuvântul Domnului, că de la intrarea Domnului Iisus în Ierusalim și până în ziua în care a fost arestat și el a fost dus în mod fals la o judecată de glumă, în perioada aceea Dumnezeu a adus la judecată Ierusalimul și Ierusalimul a fost găsit vinovat. Ierusalimul a fost găsit vinovat. De aceea Domnul a plâns pentru cetate. O, Ierusalime, Ierusalime, cât de mult a iubit Mântuitorul cetatea aceasta, de câte ori a vizitat-o Domnul, cum se spunea și dimineață, În viața lui de misiune și de slujire, a fost de mai multe ori în Ierusalim. Căuta să întoarcă inima oamenilor înspre Dumnezeu. Ierusalimul a fost găsit vinovat. Chiar dacă aparent l-au primit bine o parte din mulțime, Ierusalimul a fost găsit vinovat și Domnul a rostit o judecată aspră care s-a împlinit în tocmai. Cred că puține sunt cetățile mari, capitale de stat din lumea asta. N-aș vrea să spun că e singura, că nu sunt destul de pregătit în domeniu, dar vreau să vă spun că puține capitale, puține orașe mari din lumea aceasta au fost rase de pe fața pământului și trecute cu plugul. Dar Ierusalimul a fost unul din acelea. În cetatea Ierusalimului nu a mai rămas piatră pe piatră.
În anul 70, acest oraș a fost șters de pe hartă, a fost desființat. Judecata lui Dumnezeu asupra acestui oraș. În săptămâna aceea, Domnul oferă multe învățături ucenicilor și se ocupă de Ierusalim și judecata Ierusalimului. După care urmează judecata lui nedreaptă. Sistemul de justiție omenesc poate fi corupt, poate fi strâmb, poate fi aplicat în mod strâmb și uneori nu iese bine. Omul vinovat poate să fie eliberat și omul nevinovat poate să fie condamnat. Și este foarte trist. În America avem vorba aceasta, no justice, no peace. No justice, no peace. Adică acolo unde nu este exersată justiția, dreptatea, nu poate să fie pace. Cum să fie pace acolo unde se lucrează cu strâmbătate? Și în America, din nou, vedem, după părerea noastră, încă o strâmbătate. Se întâmplă în America ce nu s-a întâmplat niciodată în istorie. Iar un fost președinte, chipurile târât la judecată pentru un civil lawsuit. Oricine e un pic cu judecată, nici nu trebuie să fii foarte deștept, nici nu trebuie să te ducă foarte mult capul ca să-ți dai seama că e o nedreptate, chiar dacă ni se pare că justiția e dreaptă. Unii dintre dumneavoastră poate ați avut de-a face cu legea. În cele mai multe cazuri ți se face dreptate. Vreau să cred că în cele mai multe cazuri se face dreptate. Dar uneori poți să fii victimă. Și sistemul, cel mai bun sistem, poate să fie corupt de oameni corupți. Și un sistem care nu e așa de bun, dacă e condus de oameni buni, de oameni de treabă, de oameni corecți, lucrează și acela. Ne aducem aminte de ce s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani. Hristos, Domnul, a judecat cu dreptate și Dumnezeu în dreptatea și în justiția Lui, pentru că a venit vremea să pedepsească Ierusalimul. Ierusalimul a fost pedepsit pe drept, pe drept. Chiar ei și-au cerut condamnarea și judecarea. În ziua în care poporul a strigat sângele lui să cadă asupra noastră și a copiilor noștri, chiar ei au cerut această dreptate a lui Dumnezeu. O judecată aspră, dar dreaptă, pentru ca mai târziu să fim martori la o judecată foarte aspră și nedreaptă, dar în final favorabilă nouă. Favorabilă nouă. O judecată în care cineva nevinovat este acuzat și condamnat, pentru ca noi, cei vinovați, să fim iertați și grațiați. Binecuvântat să fie numele Domnului. Deci Domnul Hristos în săptămâna aceea, dacă a privit peste Ierusalim și s-a întâlnit cu cetățenii din oraș, în dreptul fiecăruia putea să spună vinovat, 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 condamnat, judecat, vai, vai, vai. Dacă în același fel ar trebui să fim judecați și noi în seara aceasta, dacă în același fel, după același standard, ar trebui să fim judecați și noi în seara aceasta și Domnul ar veni aici, s-ar opri în dreptul tău și ar spune condamnat, judecat, vinovat, vai, condamnat, acuzat, condamnat, judecat, vai. Dar pentru că lucrurile s-au schimbat, pentru că jertfa a fost depusă, pentru că Hristos a plătit prețul, pentru că El s-a pus în locul nostru, pentru că El a luat vinovăția noastră, în seara aceasta Domnul se oprește în dreptul tău și spune iertat.
grațiat, binecuvântat, viață veșnică, eternitate cu Dumnezeu, rai, sănătate, binecuvântare, har. O, minunat este Domnul nostru! Slăvit să fie numele Lui! În seara aceasta, toți cei care cred și toți cei care s-au întors sau se întorc cu toată inima spre Dumnezeu, sunt declarați de El și de cuvânt, sunt declarați iertați, binecuvântați, beneficiari ai vieții veșnice, slăvit să fie Domnul. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toți cei care cred, pentru toți cei care L-au primit, pentru toți cei care slujesc Lui. Mulțumim lui Dumnezeu pentru cei care s-au hotărât să se boteze, cei mai tineri și unii, poate nu chiar așa de tineri, de la 54 de ani la 40 de ani, la 15-16 ani, cei mai tineri. Deocamdată 25, o să fie probabil la 29, poate 30, încă nu știm exact, în următoarele două săptămâni sunt unii care mai urmează să vină. Ne bucurăm și îi dăm slavă lui Dumnezeu și ne rugăm Domnul să-i întărească. O decizie extraordinară în vederea salvării sufletului și a dedicației lor pentru Dumnezeu, hotărârii lor pentru Dumnezeu. Am privit peste textul din ziua de azi și m-am rugat și am cerut să aduc un cuvânt de aplicație practică, de provocare, de îndemnare din acest cuvânt la slujire și am intitulat mesajul „Ce-i oferi lui Iisus? Ce-i oferi lui Iisus?” Pentru că în ziua aceea, în ziua în care Domnul a intrat în mod triumfător, cum se spunea în Ierusalim, a avut și Domnul o singură zi în viața Lui în care în mod mai public a fost aclamat, a fost lăudat. Într-un moment de sărbătoare a fost primit cu osanale, cu slavă, o zi pentru ca mai puțin de o săptămână mai târziu să plătească cum n-a plătit nimeni niciodată. Dar în ziua aceea, în ziua aceea au fost oameni și persoane care, considerându-L Domn, considerându-L o persoană specială, au oferit Lui ceva. Și chemarea noastră în seara aceasta, provocarea noastră, este ce-i oferi tu lui Iisus? Ce ofer eu lui Iisus? A fost o familie care a oferit măgărușul. Cineva i-a dat măgărușul. Noi când citim sau tinerii citesc about the donkey, it's almost a joke. What's the big deal? Aș vrea să aduc în perspectiva actuală. În perspectiva actuală, Domnul Hristos trebuie să intre în Phoenix și se oprește pe 7 Street. Și zice, coboară jos până la prima stradă, acolo este un Ford F-150 cu cheile în contact, în ignition. Urcați-vă în trocul acela, aduceți-l la mine că trebuie să intru în Phoenix, în oraș, în contextul actual. Ei, în vremea aceea nu erau trocurile. Imaginați-vă donkey, un truck, okay? Un pickup truck, the Ford F-150 or Ram or Chevy, whatever is your preference. Un troc pregătit, gata să fie folosit. Cineva trebuie să-l pună la dispoziție. Nu înțeleg exact contextul. Nu știu dacă Domnul a avut deja aranjat cu altcineva lucrul acesta sau că Dumnezeu a descoperit și a vorbit familiei, persoanelor care erau proprietari. Dar ce este cert e că cineva a cedat la o proprietate a lor, la ceva ce foloseau ei de obicei. Au cedat în favoarea Domnului și au oferit Domnului. Chiar dacă numai pentru o zi, pentru o jumătate de zi, nu mi-am bătut prea mult capul, că nu, n-are rost. Oare ce s-a întâmplat cu măgărușul ăsta? A ajuns acasă, l-a dus, o pierdut prin Ierusalim, a avut cineva grijă de el, l-a pierdut familia pentru totdeauna.
La urma urmei, n-are așa mare importanță. Putem să ne lăsăm imaginația să meargă dintr-o parte într-alta. Poate că a ajuns din nou la familie. Poate că n-a mai ajuns la familie. Poate că a intrat în proprietatea altcuiva. Ce vreau să scot în evidență e faptul că cineva a trebuit să ofere acest măgăruș Domnului Hristos. Cineva a trebuit să îl ofere, cineva a trebuit să dea ceva. Copiii lui Dumnezeu sunt chemați ca să dea, sunt chemați ca să ofere. Și ori de câte ori ești chemat să faci lucrul acesta, fă-l cu inimă și cu bucurie. Ați văzut că inițial se pare că oamenii au fost deranjați. Ce faceți mai aici? De ce dezlegați măgărușul? Cine sunteți? Ce faceți? Domnul ne-a trimis și a zis că Domnul are trebuințe de el. Dacă e Domnul, atunci e ok. Pentru Domnul cedez. Așa e că și noi spunem la fel. Dacă e pentru Domnul, dacă e pentru împărăția Domnului, dacă e pentru slava Domnului, dacă e pentru biserica Domnului, dacă e pentru împărăția Domnului, dacă e pentru Domnul, da, se merită. Așa numai să fie făcut nu-mi prea mă interesează, dar dacă e pentru Domnul, yes. Pentru Domnul trebuie să fac sacrificii. Pentru Domnul trebuie să dau. Trebuie să dau. Trebuie să ofer. Trebuie să jertfesc pentru Domnul. Gândește-te la un lucru de preț care îl ai acasă. Ai ceda dacă Domnul ți-l ar cere. Gândește la un lucru de preț. În garaj, în pod, în dulap, nu, în dulap o să ajungem, în closet o să ajungem. În garaj, în pod, în storage, gândește-te la un lucru de valoare care l-ai. Dacă Domnul ți-l ar cere, ai fi de acord ca să zici, Doamne, pentru tine îl ofer, pentru tine îl dau, ai fi de acord? Care e lucrul la care ții foarte, foarte mult? Citeam cu mai mulți ani în urmă, într-o carte, studiind Scriptura, într-un comentariu despre dărnicire, despre dărnicie, despre simplitate, despre modestie. Și autorul, printre altele, spunea, dacă ai un lucru la care ții foarte mult, un obiect, nu vorbim de nevastă și copii, că nevasta și copii are off limits, nevasta și copii nu-s de vânzare. Everything else, spune americanul, orice altceva e de vânzare. Dar nu chiar așa, că du-te pe listă și zici, nu, asta nu pot, la asta nu pot, la asta nu pot, la asta nu pot renunța. Autorul spune așa, dacă găsești un lucru la care ții foarte mult și zici, bă, la asta nu pot renunța, s-ar putea că tocmai de ăla trebuie să scapi. S-ar putea că tocmai pe acela îl idolatrizezi. S-ar putea că tocmai obiectul acela devine un zeu pentru tine. Și Dumnezeu nu vrea ca tu să ai inima legată de lucruri de pe pământul acesta, în felul acesta încât să pui sub semnul întrebării. Pune-te pe tine însuți la test. Poate tocmai la lucrul ăla trebuie să renunți. Poate tocmai ăla trebuie să-l vinzi și să cumperi altceva. Frați și surori, trăim într-o lume care se leagă de obiecte și de lucruri. Și dacă credeți că vorbesc unui popor sau unor oameni care nu se leagă de nimic, nu cred. Noi ne legăm, fraților, fără să ne dăm seama. Te legi de lucruri care unul are semnificație monetară, altul pentru că a fost oferit la o sărbătoare, altul pentru că a fost dat de nu știu cine, altul pentru că a fost moștenit de nu știu unde, altul pentru că l-ai cumpărat nu știu când. Și oamenii să leagă cu inima, cu simțurile de lucrurile lumii acesteia. În urmă cu câțiva ani de zile, când părinții mei, socrii, încet s-au pregătit și au plecat din lumea aceasta, am spus probabil și cu ocazia aceea, în mod special când tata socru a trebuit să se mute din casa mare
într-o casă mai mică. Și atunci mai mult de jumătate din lucruri n-am putut să îi le mutăm. Și a zis, dar ce facem cu celelalte? Tati, trebuie să te scapi de ele, trebuie... n-ai nevoie de ele, sunt prea multe, n-ai nevoie de ele. Da, dar ăla-i de atunci, ăla-i de acolo, ăla l-am de 20 de ani, ăla l-am de când am venit în America, ăla l-am de acolo, ăla l-am de dincolo. Da, dar nu mai ai nevoie de ele. Bine, na, ce să facem? Tăiem tot în jumătate și ne mutăm. Și ne mutăm într-o casă mai mică. Dar n-a fost ușor. Am văzut atunci și am simțit și eu atunci, măi, e ușor să zici cu gura. Dar când ești pus la test, nu-i chiar așa de ușor. Și a venit vremea, după vreo 3 ani de zile, ca de la casa mică să se mute în casa noastră, într-o cameră. Și noi n-avem spațiu în garaj. Nu, acum, tati, trebuie să tai din ceea ce ai tăiat prima dată jumătate, acum trebuie să tai cam 80%, numai cam 20% mai e loc. Wow! Wow! Uite aici costumele de haine, spline pe closet, dar pe bara de sus de la closet. De cât ai nevoie? De cât crezi că ai nevoie? Păi, nu prea am nevoie, că nici nu mă mai duc așa la biserică, nu prea pot să merg la biserică, dar hai să zic că am nevoie de 2. Bine, dacă aveți nevoie de 2, eu vă iau 5. Dar celelalte 15 trebuie să le împărțiți, le dați. Mă, dar ce să fac cu ele? La cine să le dau? Și stătea pe hol în ziua în care s-a mutat la noi, stătea pe hol și se uita în stânga și în dreapta și zicea, eu am muncit toată viața ca să adun lucrurile astea. Toată viața am muncit ca să le adun. Și acum se duc așa. Și am zis, da, zic, așa e că e o realitate tristă. E o realitate tristă. I-am zis la soția, atunci am zis, mă, e o traumă, e greu. N-am putea noi să facem lucrul acesta înainte de a ne apropia de moarte. Cum am putea noi să facem? Să ne separăm, să ne distanțăm de lucrurile astea, să renunțăm la ele ca să ne fie parcă mai ușor, să plecăm dincolo. Păi cu cât ai mai mult aici, cu atâta ți-e mai greu să pleci. Dacă subțiezi și tot mai tai și tot mai lași, dai la copii, dai la nepoți, dai în numele Domnului, dai la săraci, împarți în stânga, în dreapta, să ai cât de puțin, cu cât ai mai puțin, parcă cu atât e mai ușor să pleci. Ești în stare să renunți? Ai lucruri la care ții foarte mult, ești legat sufletește, rupe-te de ele, dezleagă-te de ele. Dă-le altora, folosește-le pentru împărăția lui Dumnezeu. Fă ceva bine cu lucruri care n-au folos. Apoi, au fost oameni care și-au dat hainele, și-au dat hainele. Hainele pe vremea aceea erau scumpe, nu toată lumea avea haine și hainele nu se cumpărau atunci în magazin cum se cumpără acum. We are so spoiled. Noi suntem așa de mădăriți, așa de bine, așa de întrecut suntem. Am gustat un pic cu COVID-ul ăsta, bun a fost din punctul ăsta de vedere, că s-o mai închis. O salvat bani, dar s-a deschis Amazon. S-au închis celelalte, dar s-a deschis Amazon. Mi-e foarte bine. Hainele-s nimic. Adevărul e, pot să spun că ai prea multe. Ai mult mai multe decât te-ai gândit. Când ați fost copii, cei din generația mea și cei care sunteți mai în vârstă ca mine și ceva mai tineri, câte haine ați avut când ați crescut și ați fost copii mici? Câte perechi de încălțăminte? Că le luai de la ăla la alt, așteptai să-ți vină rândul. Îi cumpăra mama la ăla mai mare, ăla mai mare dădea la ăla mai mic, ăla mai mic la celălalt mai mic și așa mai departe. Ăla mai mare era avantajat, câteodată ne era ciudă. Ăla mare iară primește haine noi. El le dă la ăia mai mici și tu, dacă ești mai mic, tot din alea mai uzate. Și n-am pățit nimic. Acum lucrurile, hainele, nu mai au valoare. Pe vremea aceea aveau valoare.
Acum poți să cumperi, gata, a făcut și la comandă, tot ce vrei, tot ce vrei. Și oamenii au mult prea mult. Și ultima dată când am fost, și penultima dată, și de fiecare dată când am fost în Africa și în Burundi, am văzut că hainele acolo scapă vremuri în România. Nu chiar poți să mergi la magazin și să-ți cumperi haine. Acolo oamenii merg și-și cumpără materiale. E un bulevar, să-l numesc bulevar, și în stânga și în dreapta numai materiale se vând. Sunt atâtea magazine cu materiale cât nu vă puteți imagina. Lumea merge și-și cumpără materialul. În față la magazin e doamna sau domnul cu mașina de cusut. Ai luat materialul din magazin, ai venit în față și ai zis: îmi trebuie rochie, îmi trebuie fustă, îmi trebuie haină. Bun, hai să-ți fac măsurătorile, semnezi acolo o hârtie și peste câteva zile vii și îți iai haina și ți-o probezi. O haină e ceva important, e de valoare, e greu de obținut, nu chiar toată lumea o are la dispoziție. Nu cred că a fost ușor pentru oamenii de atunci să-și dea haina de pe ei jos, acum chiar dacă n-au avut haine ca așa noastră, că era altfel de îmbrăcăminte, dar să-și dea haina jos și să o așeze pe pământ ca să treacă măgarul peste ea. N-a fost chiar ușor. Cu ramurile din copaci, ramuri de finichi, ăsta n-a fost chiar așa de mare lucru, că nu i-o costa nimic, doar o merge și le-o tăia de pe câmp. De aceea nici nu toți evangheliștii specifică lucrul acesta, n-au considerat un lucru de așa mare valoare. Pentru că oamenii nu renunța la mare lucru. Dacă să renunți la haina ta, să o pui la picioarele Domnului și să treacă măgărușul peste ea, ca să-ți arăți în felul acesta dragostea și să arăți că respecti pe cel care vine, e un lucru mare. Oamenii de atunci au renunțat la hainele lor și au binecuvântat în felul acesta și au arătat că cel care vine e împărat. Tu la ce renunți? Poți să renunți la tine însuți, poți să renunți la ceea ce ai în closet, poți să renunți la ceea ce ai în buzunar. Frați și surori, e așa o mare binecuvântare pentru cei care au puțin. Pentru cei care au puțin, e așa o mare binecuvântare încă puțin. Pentru cei care au mult, ei nu prețuiesc. Și trebuie să te duci într-o zonă și să vezi cu ochii tăi ce înseamnă puțin, ca să-i dai mai mare valoare la ceea ce înseamnă mult. Ne-a binecuvântat Dumnezeu în țara aceasta și îi mulțumim lui Dumnezeu. E un har de la Dumnezeu. Avem mult. E multă mâncare, e prea multă mâncare. Îți haine, îți mașini, îți case. Tot ce vrei în lumea actuală. Și în țara aceasta, dar și frații din România, și oamenii din Europa, în țările dezvoltate, e bine, le prea bine la oameni. Și când le e prea bine la oameni, uită de mântuirea sufletului lor și uită, poate, mulți, uită de necazurile altora. Le povesteam fraților chiar pe hol în seara aceasta, înainte ca să intrăm în biserică. Mi-am adus aminte de inaugurarea bisericii în Burundi. L-am întrebat pe fratele Aniset și i-am zis: pentru cât să pregătim? I-am zis: câți o să vină la deschidere? Câți vin la inaugurare? Și el a zis: nu știu, credeți-mă că nu știu, n-am de unde să știu câți o să vină. Nu știu câți o să audă. Că la ei merge de la Radio Șanț, nu se anunță oficial nimic. Fiecare, unul cu celălalt, discută, dar într-o zi poate să afle toată lumea. Nu știm câți o să vină. Păi atunci câtă mâncare să facem? Că noi aici am vrut să ajungem. El ne-a întrebat: dar de ce vreți să știți câți vin? Păi vrem să știm câtă mâncare să facem, să le dăm o masă la cei care vin. A, zice, nu vă faceți probleme cu mâncarea. Câtă mâncare faceți, atâta se va consuma. Bine, dar noi vrem să știm dacă vin 2.000, facem pentru 2.000, dacă vin 3.000, facem pentru 3.000, dacă vin 4.000, să facem pentru 4.000, nu vrem să facem prea multă mâncare.
Și el zice, frate Cornel, nu o să fie prea multă mâncare. Deci eu vă promit că un grăunte de orez nu s-aruncă la pământ. Cât o să faceți, atâta să va consuma. Păi bine, dacă noi facem pentru 3.000 de oameni și o să vină numai 2.000, nu vă faceți probleme, că nu s-aruncă nimic. Nu s-aruncă nimic. Noi consumăm tot și dacă rămâne, luăm acasă, ducem la copii, ducem la familie, mâncăm seara sau mâncăm în ziua următoare, nu vă faceți probleme. Nu rămâne un bob de orez să fie aruncat. Aici nu-i ca la voi, acolo unde jumătate mâncare se aruncă. Și atunci am pregătit pentru 3.000 de oameni. Am tăiat, nu mai știu, am tăiat două vaci, s-au cumpărat 400 de kilograme de orez, 400 de kilograme de orez, s-au cumpărat, am zis, pentru 3.000 de oameni pregătim. Și au venit vreo 2.000, zicem noi. Am întrebat, o rămas mâncare? Nu a rămas mâncare. Nu a rămas. Și nu s-au aruncat. Au fost pentru toți, din belșug. Acolo unde e mult, e foarte greu de apreciat. Acolo unde e puțin, apreciezi fiecare lingură, fiecare boabă de orez, fiecare pahar de apă curată. Să nu vorbesc, un suc sau o sticlă de apă e un lux, fraților. Un can de Coca-Cola poate să fie munca de o jumătate de zi a unui om. O jumătate de zi să lucrezi. Ăia nu beau Coca-Cola. Copiii care vin la Sunday School sau la VBS, copiii care vin la VBS, beau și câte 3 sticle de apă, le dădeam o sticlă și după aia numai... Noi nu ne-am dat seama, am crezut că ei sunt numai înfometați, nu și însetați. Ne-am gândit numai la mâncare și le-am dat câte o sticlă de suc, dar am văzut că ei sunt însetați, când pun sticla la gură nu se mai opresc. Și apoi din ziua următoare am luat vase cu apă curată și le-am umplut și cum goleau sticla cu apă, veneam și o umpleam din nou și le-o dădeam și beau câte 3 sticle de apă în timp de 2 ore. Am zis, mă, copiii ăștia și însetați, extraordinar. Trebuie să vezi lucrul ăsta ca să-ți dai seama ce binecuvântat ești tu acasă. Că-i dai la copilul tău un can de Coca-Cola, o băut 2 guri din el și gata. Ia sticla de apă, o băut 2 guri din sticla de apă și a aruncat. Acolo unde e mult, e greu să apreciezi, uiți, nu mai ai simți ca să apreciezi. Și trebuie din când în când să ne gândim, să ni se predice, să ni se spună, să cugetăm și să zicem, Doamne, îți mulțumim. Doamne, îți mulțumim că ești bun. Ajută-ne să oferim, ajută-ne să dăruim mai mult. Tu ești gata să dăruiești, tu dăruiești pentru Domnul. În modurile în care e nevoie, în modurile în care se deschide o ușă, pentru biserică, pentru misiune, pentru săraci, pentru România, pentru Ucraina, pentru India, pentru Africa. Iată ce binecuvântat este poporul Domnului din locul acesta, că poate să fie o binecuvântare până la marginile pământului. Nu face Dumnezeu lucrul acesta. Deschide-ți inima și dăruiește. Ucenicii i-au adus laude. În al treilea rând, ucenicii au adus laude, binecuvântat e cel care vine în numele Domnului. Osana fiului lui David. Toți ucenicii l-au lăudat, au dăruit din inima lui, din inima lor, au adus slavă și osanale. El trebuie să fie lăudat. Domnul nu se supără, Dumnezeu nu se supără că îl lăudăm pe el. Noi n-avem voie să ne înălțăm noi, să ne lăudăm noi în afara Scripturii, dar El trebuie să fie lăudat. Au venit cărturari, au venit farisei, au venit împotrivitorii care au zis, nu sună bine, nu sună bine, oprește, auzi ce spun oamenii. Nu, dacă o să tacă ei, pietrele vor lăuda pe Dumnezeu. Pietrele și natura strigă în fiecare zi, în fiecare seară, lăudat să fie Domnul. Tot ce a creat Dumnezeu, creația, proclamă, lăudat să fie Domnul. Poporul lui Dumnezeu este chemat să laude pe Domnul. Noi suntem aici ca să lăudăm, să înălțăm numele Lui. Când ne adunăm împreună, nu că nu putem face de acasă, să știți că una este să fii singur, și alta este să te adun cu poporul lui Dumnezeu și să declari ca să audă și lumea
și să audă și diavolul că noi declarăm împărăția Domnului Iisus Hristos peste biserica Lui. Noi ne încredem în El, pentru noi El este Domnul. Scriptura e cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Noi în felul acesta îl lăudăm pe Dumnezeu și suntem aici. Când cântăm, îl lăudăm pe Dumnezeu. Când ne rugăm, îl lăudăm pe Dumnezeu. Când predicăm, îl lăudăm pe Dumnezeu. În seara aceasta, prezența noastră aici, ascultă-mă, simpla ta prezență aici, declară împreună cu poporul lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Pentru faptul că ești aici cu poporul acesta. Că acolo unde merg altfel de oameni pentru alte scopuri, când ești acolo, declară împreună cu ei. Dacă ești la meci, te duci și declară împreună cu ei ce declară ceilalți. Dacă te duci la Rainbow sau Alphabet People, am citit că acum așa se zice, că e prea mult să spui, îți prea multe LGBTQ+, și mai bine Alphabet. Alphabet, dacă te duci cu Alphabet People și te duci și te alături lor, numai dacă ești acolo, tu te unești împreună cu ei și declari ceea ce declară ei. Dacă te aduni aici, în casa lui Dumnezeu, te unești împreună cu poporul lui Dumnezeu și declari și tu ce se declară de aici, Iisus Hristos este Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. Așa să nu consideri niciodată că ai pierdut timpul când ai venit la casa lui Dumnezeu, sau că ai venit degeaba, sau că e o risipă. Nu! În primul rând, tu ești binecuvântat, ești binecuvântat de prezența lui Dumnezeu. În al doilea rând, tu declari și te unești. Pentru că una este să fie un om sau 10 oameni într-o parte și alta să fie 2000 de oameni într-o parte. Că dacă sunt mai mulți, să dă atenție. Dacă sunt 2-3, nimeni nu-i bagă în seamă. Dar dacă sunt mai mulți, când se unesc mai mulți, atunci se pleacă mai multe urechi. Mă, trebuie să ascultăm, trebuie să dăm atenție. Să se adune milioanele de creștini și să declare în continuare, cu toată vocea, cu toată puterea, că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu și că noi îl urmăm pe El. Și că El este Cel care a intrat în Ierusalim, El este Cel care a fost înălțat pe cruce, El este Cel care a fost coborât în mormânt, El a fost scos afară din mormânt, a înviat din morți, El s-a înălțat la cer, El a promis că va veni înapoi. Pe acest Iisus îl declarăm și îl slujim noi. Slăvit să fie numele Domnului! Dorim să facem în continuare o rugăciune specială pentru frații care vor pleca în Africa în săptămâna care urmează, fratele Marius Mocot și Cornel Sila, și dorim să-i încredințăm în mâna lui Dumnezeu. Îi invit să vină în față, rog biserica să se ridice în picioare. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Rog frații să vină în față, ne rugăm pentru ei și pentru călătoria lor. Ne rugăm pentru fratele Ștefan care se întoarce spre casă. Ne rugăm pentru fratele Marc Moldovan și pentru fratele Andrei Crețu și Hayden, care sunt acolo și slujesc acolo. Haideți în această rugăciune să ne unim în mod special pentru fratele Cornel Mateu. Haideți să ne rugăm cu toată biserica pentru el. Haideți să ne rugăm pentru sora Lidia, pentru familia lor. Și sora Lidia e bolnavă și nu se știe exact ce are. Sunt tot felul de frici și de temeri. Dumnezeu le cunoaște pe toate, așteaptă analizele, așteaptă rezultatul. Noi ne rugăm și pentru ea, Domnul să dea tămăduire și vindecare, Domnul să binecuvinteze. Dacă mai sunt frați și surori, și cred că sunt frați și surori, care au venit cu anumite poveri în locul acesta, greutăți, boli, suferințe, poate chiar vicii, păcate, poate o viață tumultoasă care vor să o oprească și să spună, Doamne, vrem să slujim Ție. Puteți să ridicați o mână către Dumnezeu, înaintea Domnului, și lăsăm povara aici, oricare ar fi povara, o lăsăm aici, o punem prin credință la picioarele Domnului. El a biruit, El se luptă pentru noi, El este Dumnezeul nostru și în El ne încredem, binecuvântat să fie numele Lui. Cu toată biserica și cu frații slujitori, rog să vină în față, să ne rugăm pentru cei doi frați și să încredințăm poporul lui Dumnezeu în mâna Domnului, cu toată adunarea. Ne rugăm așa cum stăm înaintea Domnului.